Chișinău, Radio Moldova, programul 1. Este ora 9. Bună ziua, stimați vizitatori și oameni cărora le place frumosul. Mă numesc Viorica Sârbu, sunt șef filială Conacul familiei Lazo, care se găsește în satul Piatra, un sat frumos care se află în inima Moldovei, adică în raionul Orhei. Vreau să vă provoc acum la un tur video prin Conacul familiei Lazo pentru ca să vă am față în față într-o vizită care ulterior o vom avea împreună. Ne găsim în holul conacului familiei Lazo, construcție care a fost construită de către Ioan și Matilda Lazo între anii 1862-1865. În jurul holului, în mod circular, sunt situate cele patru camere actualmente care sunt în conac, salonul, sufrageria, biroul bibliotecă și camera copiilor. Casa dată sau conacul dat are o istorie lungă și aparte. Ea a fost proprietatea familiei de boieri Lazo, Ioan și Matilda Lazo, după care rămâne ca moștenire unicului fiu, Gheorghe Lazo, care este căsătorit cu Elena Crușevan, după care este vândută în câteva mâini, pentru ca în anul 1940 acest conac să fie naționalizat și să fie folosit ca sediu pentru școală până în anul 1966, atunci când în localitate se deschide școala în care și astăzi își fac studiile copiii și treptat clasele care se găseau aici pe teritoriul conacului se transferă în școala dată. Ca muzeu, această clădire este pusă la dispoziție începând cu anul 1974, atunci când se împlinesc 80 de ani de la nașterea lui Serghei Lazo. Construcția acestui conac a fost concepută cu toate cele necesare. Pe teritoriul lui erau două fântâni, două beciuri, două pergole, precum și toate acareturile necesare pentru slujitori și animale. În afară de aceasta, familia Lazo, mai bine zis Matilda și Ioan Lazo, au construit biserica din sat. Biserica din piatră, fiindcă până la 1870 biserica era din lemn. Vreau să vă zic că primii boieri, primii deținători acestui conac, Matilda Lazo și Ioan Lazo, anume și sunt înmormântați pe teritoriul bisericii Sfântului Arhanghel Micael și Gabriel din localitatea noastră. Suntem în salonul familiei Lazo, un salon frumos, mobilat, în care se întâlneau rudele, prietenii și cunoștințele familiei Lazo. Avem aici o pierlă acestui salon, acest frumos pian, la care Elena Lazo iubea să și bucureau, să le bucure auzul oaspeților, fredonând diferite melodii. Deseori discuțiile despre șah, pescuit, agricultură, continuau în sufragerie. O sufragerie amenajată cu mobilă de epocă, o sufragerie care conține veselă de porțelan, deoarece membrii acestei familii obișnuiau să călătorească și din urma călătoriilor își achiziționau anumite lucruri și anumite bunuri. Doamnele, clar lucru că își cumpăra veselă. Deseori, Gheorghe Lazo, care suferea de o boală incurabilă, deci era nevoit ca să se retragă la biroul din acest salon. În partea opusă a acestui birou este masa de lucru a Elenei Crușevan.
un loc aparte în camera copiilor familiei Lazon este acest birou de lucru al lui Serghei Lazon. El era pasionat de fizică și chimie. Vă invităm cu drag să vizitați conacul familiei Lazon și să vă bucurați privirile de aceste exponate frumoase, deosebite și de această frumusețe rară pe care o avem și cu bucurie zicem că este una din cele mai frumoase locuri de la noi din Republica Moldova.